Lecția numărul 94. Fie funcție x egal cu alfa, logă natural din x la 4, minus 2x pătrat plus 8, plus x la 3, plus beta x minus 1, să se determine alfa și beta, astfel ca funcția în origine să aibă maximum, f maxim logaritmul 1,60. Deci înseamnă că f0 este logă natural din 60 și f prin 0 derivata este 0. Și derivata lor mai mică la 0, ca să fie punct de maxim. Aici, f de 0 este egal cu alfa, logă natural din 8 minus 1 este egal cu logă natural din 60. Deci, alfa, logă natural din 8, egal cu logă natural din 60 plus 1. Alfa, egal cu logă natural din 60 plus 1, suta logă natural din 8. Prima derivată, f prin x, egal cu alfa, x la 4, minus 2x pătrat plus 8. Derivat, supra, x la 4, minus 2x pătrat plus 8, plus 3x pătrat plus beta este egal, trebuie să fie egal cu 0. Pe de parte, în punctul 0 trebuie să fie egal cu 0. Deci aici f prin x egal cu alfa 4x la 3 minus 4x supra x la 4 minus 2x pătrat plus 8 plus 3x pătrat plus beta. F prin 0 este egal cu beta și egal cu 0. Deci beta egal cu 0 și alfa e logaritmul natural din 60 plus 1 pătrat plus 8. Ca funcția se admite un punct de maxim logaritmul natural din 60 în origine. Asta este condiția.